E foarte important să înțelegem că o excepție, o excepție permisă de Biblie niciodată nu poate duce la eroare. Rețineți ce vă spun. O excepție permisă de Biblie niciodată nu poate duce la o eroare și nu creează un precedent al păcatului. Dau aici un exemplu, da? Și nu vorbesc despre cei care au fost în lume, ci vorbesc de cei care s-au fost botezați și își permit anumite lucruri care nu sunt biblice. Ascultați ce spune Biblia, versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să dea o carte de despărțire. Matei 19 sublinează că la început nu a fost cum? Așa. Și Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască bărbat și nevastă lui. Dar eu vă spun, ascultați ce zice Domnul Isus Hristos. Oricine își lasă nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Sunt unii care spun, e ok, ești victimă, adică te-a părăsit partenerul de viață, ai dreptul să te recăsturești. Unde este asta în Biblie? Unde este asta în Biblie? Dați-mi un argument biblic. A, că dumneavoastră vreți să aduceți umanitate, că ți milă, că spune câte unul, dar nu te gândești că bărbatul la o viață întreagă o să fie chinuit și poate de în păcat. Întrebarea mea e următoarea. Dacă niciodată nu era căsătorit, că de am păcat obligatoriu? Adică, care e soluția biblică în frânarea sau recăsătoria? Singurul caz biblic în care cineva se poate recăsători este când partenerul de viață a decedat. Se zice amin aici. Așa scrie în Biblie. Altceva nu e biblic. Repet, nu vorbesc de situațiile care au fost în lume când eram în neștiință. Acolo sunt excepții. Vorbesc despre oameni care vin la biserică, care sunt prezenți la închinare și care pretind, după ce s-au recăsătorit, a nu știu câte oară, să mai și slujească în biserică. Iertați-mă. Iertați-mă, asta nu-i admis. Amin? Nu-i admis. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă noi permitem această excepție ca fiind corectă, pun următoarea întrebare. Dacă ea care este victimă întâlnește un altul care e ca primul și și al doilea bărbat o lasă, o mare recăsătorim o Dacă se întâmplă treia oară, când ne oprim? Asta e întrebarea. Când ne oprim? Rețineți ce vă spun biblic. Căsătoria e sfântă și Biblia spune patul să fie nespurcat și căsătoria să fie păstrată în sfințenie. Cine de acord cu mine să zică amin. Lucrează, Doamne, pentru azi. Dacă există argument, nu insinuări, nu gelozii, nu presupoziții, dacă există argument al infidelității, există posibilitatea, dar nu-i cea mai recomandată situație, să existe despărțirea, dar cu condiția că victima și nici celălalt nu se recăsătoresc. Acum, în momentul în care vă vorbesc, probabil vă gândiți la anumite persoane. Vă rog frumos să-mi faceți liniște în minte și să înțelegeți că ce vă spun este biblic, și că ce trece peste asta nu e din Scriptură. Domnul să ne ajute să fim sfinți. Domnul să ne ajute să ne întoarcem la cărările cele vechi, principiale. Domnul să ne ajute, ascultați-mă ce vă spun, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Au fost femei care au fost victime și 20 de ani au intrat în post și rugăciune. 20 de ani au zis, eu nu divorțez chiar dacă am un necurat acasă, un bețiv notoriu. 20 de ani au fost victime. Și după 20 de ani, bărbatul care era cu halba de bere în mână, în timp ce era în bar, a primit o săgeată în minte. I-a lăsat pe toți bagabonții ăia și a mers acasă, era pe la miezul nopții. S-a îmbrăcat frumos după ce a făcut un duș și dimineața s-a trezit la prima oră. Și a zis, draga mea, 20 de ani mi-am bătut șoc de viața ta. După 20 de ani dăm voie să fim cu tine la biserică chiar dacă sunt un nemernic, chiar dacă sunt un notoriu, dăm voie să vin cu tine la biserică. Să știți că mare răsplată va avea o astfel de femeie înaintea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu binecuvintează astfel de atitudini. Și zic din toată inima, Doamne, la cei ce trec prin astfel de circunstanțe și sunt victime, dă-le putere. Dă-le putere să țină pocăința adevărată. Să nu terfelească cuvântul tău, Doamne. Să respectăm cartea aceasta indiferent. Indiferent ce consecințe suportăm în viața asta. Căsătoria trebuie să fie pe viață. Cine crede ca mine să zică amin, lăudați să fie Domnul.